Saltus Maca, l-am găsit la un nou vlog. Nu mai postat ceva vlog de, nu știu, de vreo 3 săptămâni, 2 săptămâni, habar n-am. Chiar de vreo lună, habar n-am. Nu știu, spuneți voi. Afară ninge, la buzoanis și vreau să scot bicicleta. Eu bicicleta. Am scos-o la altăieri, că am lăsat-o la beci, pentru că nu aveam ce să mai fac cu ea, că a venit iarna, logic. Și am zis să mă plimb bolea, că ne-am plimbat. Adică a vrut să vină și Marda, n-a mai venit, nu știu de ce. După, ieri m-am plimbat o leacă, dar puțin că a fost fric și astăzi am nins, nu știu, așa peste noapte, a apărut zăpada. Ok. Și vreau să mă plimb bicicleta, este acum la parter, în acea cafesu, Luca, și o să-l plimbăm o leacă. Sper să nu spar capul, Dumnezeu cu mila, să nu murim. Spar capul, deci ne vedem când o luăm jos. Ok, băieți, am coborât, uitați-vă câtă zăpadă e, nu-i mare, dar în fine. Și a trebuit să-mi iau adidasii pentru că n-am cum să merg cu ghetele. Hai să încercăm să mergem. Tatăl că o să o scos și eu de aici. Și am făcut, da, am făcut frâna. Hai să tatăl că spun pe ca să o coborăm. Ok, am scos-o. Merge cam greu. Și nu știu dacă o să filmez multe pe drum. Adică derapează, sincer. Și nu vreau să zbor. După aia, așa că o să merg pe mâna ca așa încet. Nu știu, nu-i bike vlog. Mă, nu-i bolea, așa. Da, simt, și eu parcă am nebun, dar o fac pentru voi. Merg cu bicicleta pe zăpadă. E destul de easy. Easy, extrem. Mai ales uitați-vă ce aici în față fac. Deci chiar mi-e frică să nu zbor. Deci e greu să mergi cu mână. Greu să mergi cu mână. Dar apoi și pe zăpadă. E greu, dar vedeți-vă. Vreau să mă vadă cineva. Cum e scuse, le spun la părți, pentru că eu am plecat, am să mă duc afară să vezi ceva. Dar, fuck, ce era să zbor? Sunt mari deja după ce e în fata aici. Aici bate vântul foarte tare. E curent. Și uitați-vă cât a săpada s-a făcut. Mamă, deci e dit mai bun și eu cred că mai bine pun pauză și vedem alea cum e față. Ok, am venit pe aceea. Am scăpat de zona cu multă zăpadă. Și măcar dacă știam, era bine să nu știi cauciucuri mai groase, adică din ce cred eu, cauciucurile de aer sunt mai groase, nu e așa? Nu știu, spuneți în comentarii când nu știam. Dar merge totuși, mi să ne derapez să zbor în zăpadă. Da, și pe aici, dar nu spune primul bike vlog. Am fost obligat să-l șterg, pentru că nu știu dacă cineva mai ține minte. Am zis pe undeva că, adică Mario, cameramanul, care a fost, nu mai e, zicea ceva gen de Maia, fire de torghini sau ăsta de tur și ce că mai mult ori la tine fă să te fug de gunoiere sau ceva de genul. Așa și mi-a spus mai aia, cică sal, zic și eu sal, cică ai treabă ceva cu mine? Ok, și mi-a spus cică vezi că a văzut tata video cu Mario și mi-a spus așa și cică nu-mi place și vrea să ștergi, a zis obligatoriu, cică asta dacă nu vezi poate și mama ta. Și am spus, mă, știa deja ce e aici, că lol. Dar și nu știu și i-am spus ca și prins, adică avea 8 like-uri, eu s-a spus. Recunosc de se pare foarte mult, dar mie cel puțin da. Și am spus la acasă, pentru că m-am lăsat numai pe mama când duc afară. Și mi-a spus, spune la 30, trebuie să fiu pas. Și 30 ceva, cred că și un sfert acum. Și trebuie să ajung înaintea ei. Așa că mă grăbesc. Mă grăbesc. Între ghilemele, că nu pot să alerg drept. Ok, cred că îi vedem mai
să mergem acasă pentru că aici lucrez în mădă. Și merg mai încet. Ok, am dat și ceva viteză. Și... nu știu, tu mi-a ciudat la mine. Trebuie să nu se întâmple ceva la cauciucuri. Ok, băieți, am ajuns acum în parcare și, nu știu, m-a văzut lumea, ce pot să zic, și acolo când am pus o pauză, da, era multă lume și pe unde e casă piciorul. Și, da, am făcut și pasta, deci vreau like, dau like, altfel, nu știu, și, cum dracu-i urc eu aici? Și ce? O să iau prin față, pentru că eu derapez pe aici și trebuie să urc și scările. Și merge foarte greu. Ok, m-am mâncat în cur, dar vreau să strângem peste 7 like-uri. Pentru că derapez foarte rău, vedeți și voi. Ok, nu știu ce a fost în mintea mea. Dar vedem noi și cu bicicleta. Chiar și fără zăpadă, da. E ok. Legea a fost cu noi. Și ne-a ajutat să nu derapez pe aici. Cine știe, poate am avut și bulan sau cauciucurile destul de groase. Nu știu, habar o am. Pentru că aici n-am scări de urcat. Și am și o rampă. Pentru că plătând, da. O faci cu bicicleta, ce are? Deja zic cu la 100 de kg. Ce are bus? N-are nică pe tu urcat, da. E aici. Ok. Stai, că nu mai pot să mai merg, îi dau picioare. Hai bus. Ok, am ajuns. Revenim în casute și un altul. Poate, dacă zicea tutul și pe ăla. Nu singur, tâmpit. Ok, ne vedem în casă. Ok, băi, am ajuns și în casă. Uitați-vă ce păr am în cap. Ok, mi s-a rășit ulea că mâna, după cum bine vedeți. Focusează-mi, focusează-mi. Deci vreau să strângem peste 7 like-uri la asta, deci... vă dați seama că și la mine pe rampă, e rampa așa. Și mi-am lecat vreo doar piciori. Vreau să mă duc înapoi, da. Da, orică, Mizu a fost cu mine, îți mulțumesc. Îți mulțumesc că ai fost cu mine. Și nu știu, dacă o să uiteți vlogul ăsta, cei care m-ați văzut pe stradă... deci ați văzut și voi omul ăla. Ai văzut și omul ăla, dar merge pe lângă bicicletă, dacă a retardat, merg pe bicicletă, deci... ce pot să spun? Sunt un retardat. Dar am făcut asta pentru voi. Vreau să băgați un mare like. Și, ca întotdeauna, dacă v-a plăcut acest vlog, nu uitați să dați un like, un share și un subscribe ca să ne strângem mai mulți abonați. Cum încă acest video, nu uitați să vă abonați. Ne vedem la următorul videoclip. Deci, hai pa!